Salut, salut! Bine ați venit din nou în vestiarul cu povești al Gazetei Sporturilor, locul unde discutăm, ca de obicei, cu oameni importanți din fenomen, sportivi, antrenori, ziariști sau simpli pasionați. Astăzi, dinpreună cu posesorul ei, din vestiarul Gazetei se aude vocea care a însoțit cele mai tari momente ale fotbalului românesc în ultimii 30 de ani. Emil Grădinescu, salut, bine ai venit! Bine v-am găsit, 30 de ani. 30 și un pic, aș zice, nu? 30 și un pic, da. În octombrie 91, parcă. Ai făcut o socoteală chiar și inexactă câte meciuri ai comentat în ăștia 30 de ani? Am făcut, am uitat, să știi. Cred că sunt ceva de ordinul miilor. Miilor? Miilor, da, da, da. Ceva de ordinul miilor, dar nu mai știu câte, 2-3 pe acolo. De ordinul miilor, să știu. Pele ar fi invidios, el a reușit doar vreo 1000 și ceva de goluri. De goluri. Da, la mine au fost multe ratări. Da, da. Uite, aș vrea să începem podcastul ăsta pur și simplu ascultând un fragment dintr-un comentariu celebru. Îl porim imediat. Suntem calificați la mondiale! 2-1 România, țara galilor, rezultat care va intra în istoria fotbalului românesc. Echipa noastră a obținut o calificare ale cărei consecințe se vor resimți nu numai în plan sportiv, ci, îndrăznesc să o spun, și în plan social. Este o calificare ce va încălzi și la propriu și la figurat inimile numeroșilor iubitori de sport din țara noastră în iarna care... Iată, deja a venit cel puțin la fotbal, suntem în elita mondială, datorăm aceste clipe de glorie unei generații de excepție, Hagi, Răducioiu, Chică Pusescu, Brunea, Dan Petrescu, Rodan, Belodedi, Dorinel Munteanu, Lupescu, Sabău, Ilie Dumitrescu, Stângaciu, Selimeș, Mihali, Vlădoiu, Cadar și ceilalți tricolori ce au evoluat în cursul acestei campanii de calificare vor fi de acum încolo, cu siguranță, idolii puștilor care sunt la vârsta primilor pași în Copa. În această seară s-a obținut o calificare care, ne place să o credem, va aduce enorme beneficii fotbalului și sportului românesc. Bucuria acestui moment nu încape în cuvinte. Memorabil moment. Noiembrie 1993, calificare la Mondialul din America, practic certificatul de naștere al generației de aur și momentul care te-a consacrat, nu? Școala lui Țopescu. Școala lui Țopescu. Era scris, să știi. Era pregătit. Da. Adică era pregătit, înainte de meciuri îți făceai cele două scenarii, da? Da. Calificare, necalificare, da, și da, le adaptai, bănuiesc, un pic în funcție de ce se mai întâmpla efectiv pe gazon. Da, uite că s-au potrivit. N-am ascultat niciodată, n-am reascultat niciodată finalul ăsta, s-au potrivit. Pe finalul ăsta s-a întâmplat ceva tragic în tribune, s-a tras cu o rachetă dintr-o parte în alta, racheta a traversat terenul și a lovit un galez, l-a lovit în gât, era cu fisul de mână, l-a lovit în gât și a murit tatăl. O rachetă din aia de semnalizare, bănuiesc, pregătită pentru sărbătoarea de final a calificării? Probabil, nu știu. Îți dai seama ce forță a avut, a traversat terenul. A mers 100 și ceva de metri, probabil. Țintea oare către suporterii români? Cred că da. Erau niște suporteri români ceva mai jos și l-au lovit pe bietul om și de acolo a ieșit o mare tevatură și o mare anchetă, s-a rămas la aeroport, a venit Scotland Yard cu întrebări, cu anchete, cu interogatorii și am oferit și eu să ajut la traducere ca să meargă mai repede treaba, mi se lucra pe ateliere. Și peste vreo două săptămâni m-am întâlnit cu unul în piață. Ce faceți, domn procuror? Și eu, procuror, mă, de ce eu procuror? Păi nu ne-ați anchetat dumneavoastră atunci la Cardiff. Da, mă, bine. Bun, în momentul ăla, Cristian Țopescu era, evident, comentatorul numărul unu al țării. Cum de-ai primit tu șansa de a comenta un meci atât de important? Și n-a mers chiar Cristian Țopescu la Cardiff? M-am gândit multă vreme. Mi-a apărut așa, din ceață, se conturează așa un răspuns.
meciul era cam pe muchie de cuțit, calificarea era cam pe muchie de cuțit. La București bătuserăm cu 5-1, dar meciul a avut niște incidente. S-au dat niște coate, s-au dat la oase și după meci au fost niște promisiuni din partea galenilor. Veniți, și... veniți voi. De regulă, Cristian Ciopescu avea simțul ăsta, alegea meciurile sau evenimentele sportive foarte importante și care, în mod normal, se trenau bine. Uh-huh. Se trenau bine pentru noi. Atunci, cred că nu a fost foarte sigur că o să se întâmple asta. N-a crezut în calificare. Da, probabil. Repet, este o bănuială. Poate că, pur și simplu, și a zis, ia, hai să-l încercăm pe ăsta, că poate e ceva de capul lui. Deși, repet, e puțin cam hazardată ipoteza asta și riscul era prea mare. Adică era chiar un meci de, nu știu, cred că 70% share. Uh-huh. Era doar TVR-ul pe vremea aia. Asta ar fi explicație. Îți dai seama că și pentru mine răspunderea a fost mare, adică vreo 3 nopți înainte de meci n-am dormit și chiar vorbesc serios, n-am dormit, martorii Ionel Stoica stătea cu mine în cameră și încerca să mă mai potolească, tot îmi spunea povești. A fost primul meci de o asemenea învergură. Al doilea, primul a fost cu Belgia, uh-huh, puțin mai devreme, tot în calificări și el a comentat în niște condiții uluitoare. Era Ghencea, era în reparații și am comentat cu picioarele pe masă, stând pe masă, cu monitorul la picioare, n-am avut nicio treabă cu el și la pauză s-au mai suit vreo 5-6 aici pe masă ca să vadă ce e aici. și la golul lui Răducioiu încercam să descriu faza și un comesean, ca să zic așa, fericit, mi-a băgat o sticlă de Coca-Cola în gură. Adică să sărbătorim împreună evenimentul. Mi-a curs pe barbă, pe haine, pe ceva. Era și comentatorul belgean acolo, nu înțelegea nimic ce se întâmplă, cum e posibil să lucrezi în asemenea condiții. Comentatorul belgean la 5 metri de mine, da, se uita prostit așa în gol. La finalul acelui comentariu de la Cardiff, i-a anunțat pe telespectatori când urmează să ajungă naționala înapoi în țară, la ce oră urmează să ajungă pe aeroport, ai chemat practic lumea la aeroport și ai spus ceva de genul, veniți prieteni ai fotbalului să ne bucurăm împreună. Au urmat destul de mulți ani de bucurii, cele mai multe comentate de tine. Cum ai descrie în 3 cuvinte, să spunem, toată călătoria asta ta prin lumea comentariului sportiv, 30 și ceva de ani de carieră? Ca un privilegiu vreme de vreo, să zicem, 20 de ani, nu chiar 20, hai zicem 15, ne oprim așa. După care o perioadă negurată și tristă și plină de regrete și de dezamăgiri. Profesionale sau legate de performanțele sportive pe care legate le comentai? De performanțele sportive, legate de ce aici am văzut. Suntem toți în aceeași oală, comentatori, da, sau necomentatori, e, da, suntem toți. Împreună cu, da, cu toată lumea. Plus trecerea de la un anumit stil de comentariu analog, să spunem, la cel digital, adică cel în care informația se obține foarte ușor, ai tone de informații care îți cad pe cap, din care trebuie să alegi. Și, bineînțeles, trebuie să alegi drumul ăla corect în comentariu, adică să nu patinezi prea mult, să nu-l omori pe om cu tot felul de divagații și să încerci să te ții și de meci într-o măsură rezonabilă. Hai să spunem pe scurt povestea ta. Copil fiind, ai practicat gimnastica, în liceu erai rocker, cântai la tobe, student, ai studiat cibernetica, te-ai angajat economist pe la Râmnicu Sărat, ai venit pe pile în București la APACA. Așa e, da. Și primul eveniment sportiv comentat a fost polo. Le-ai cam amestecat. Cum ai reușit până la urmă să ieși la suprafață și să ajungi un comentator atât de bun, atât de longeviv? Cine te-a șlefuit? Cine te-a ajutat? Care a fost lumina care te-a scos din amestecătura asta de pasiuni și de... Da. Cred că, în primul rând, educația primită acasă, tatăl meu fiind la fel de obsedat de sport ca și mine, el mi-a transmis microbul. După care educația primită în liceu, și în liceu am învățat că trebuie să fac lucrurile așa cum trebuie, adică nu încep ceva ce nu pot să termin.
După care, probabil și norocul, fără îndoială, norocul este un element atât de important în meseria asta. Mă întreabă mulți, ce trebuie să fac să ajung comentator? Păi, cam asta trebuie să faci, să ai noroc, să te rogi la Dumnezeu să fii la locul potrivit, în momentul potrivit. Bun, am terminat facultatea, m-am angajat pe pile, într-adevăr, la Râmnicu Sărat, București, era o oraș închis, toate, da, toate. Era pentru alte pile mari acolo. Da, era pentru băieții, adevărat. Liga campionilor al pilelor. Da. Și a venit Revoluția, s-au creat posturile alea în TVR, cu greu am reușit să intru în TVR. Cineva m-a învățat, eu am vrut direct la sport și mi-am dat seama că n-am nicio șansă, pentru că eram plimbat deja de 15 întâlniri, tot mi se spunea, nu acum, nu e cazul acum. Și mi-a zis cineva, băi, de ce nu intri un TVR? Undeva, oriunde. Și am intrat undeva, oriunde și de acolo am început munca asta dublă dimineața, acolo unde eram plătit, seara munca de sclav la redacția sport. Deci, până la urmă, tot munca, da, munca a făcut diferența. Da, munca și mai ales, cum să zic, dorința asta viscerală de a face ceea ce vreau să fac, să fiu, nu neapărat comentator, dar să lucrez în domeniul ăsta. Adică eu eram fericit că nu mai trebuie să fug de la servici ca să văd meciuri, cum se întâmpla când lucram în domeniul confecțiilor. Și asta era pentru mine, deci câțiva ani de zile, 4, 5, poate chiar mai mult, nici nu mă interesa ce salariu am, ce am, cât e de muncă. Eram fericit că eram în domeniul ăsta. Și tu puteai practic să câștigi niște bani, mulți puțin, din pasiunea ta. Da, exact. Era deja jobul devenise un hobby sau invers, mai bine zis. Cine au fost oamenii care te-au modelat în acei primi ani de meserie în TVR? N-aș putea spune că m-a modelat cineva. A trebuit să fur de pe aici pe acolo. Am văzut cum se pregătește Cristian Țopescu. Am furat de la el metoda, care între timp a devenit perimată, dar asta a fost începutul. Și mai ales am luat aminte de ce spunea el. Băieți, în viață totul este planificarea. Deci dacă nu-ți planifici acțiunile și... Intrai lângă el în cabină sau cum reușeai să furi de la Cristian Țopescu? Mai pândeam în redacție când își făcea fișele, pregătea meciurile, da, documentarea. Mai trăgeam cu ochiul când plecam împreună la competițiile astea mari. De exemplu, am fost la Barcelona împreună în 92 și am văzut cum și le structurează, cum își imaginează toate situațiile posibile, de exemplu la canotaj, vreme frumoasă, avea variantă pentru vreme frumoasă, variantă de introducere pentru vreme urâtă, adică totul este planificat. În general, cred că asta este principalul lui atu, o minte extraordinar de organizată, știa foarte bine când începe fraza și când o termină, unde o termină. Noi de multe ori rămânem, ăștia, epigonii ăștia, rămânem cu vocea în aer, așa, adică vrea să mai spunem ceva, dar nu mai știm ce. La el nu există așa ceva și de-aia totul părea că este citit, că totul este fluent, dinainte, da, fluent și, încă o dată spun, foarte bine structurat. Excepțională minte, din punctul ăsta de vedere. Cum se pregătește un comentator pentru un meci? Din afară pare una dintre cele mai ușoare meserii. Te duci, te uiți la meci, vorbești cu voce tare. Da. Până și nouă, celor care am fost reporteri de teren, da? Ni se părea... Noi ca reporteri alergam, fugi la conferințe, aleargă după jucători, fă un interviu, fă-ți surse, află informații, verifică-le, scrie, corectează, publică și așa mai departe, pe când voi veneați ca niște flori direct la meci și aveam impresia că, uite, au venit ăștia și se bucură și de munca noastră, știi? De până la urmă, cum e până la urmă? Da, bine, la reporteri, odată terminat meciul, se cam termină și treaba și mai poți să respiri, să te gândești la altceva, să mai bei și o bere. La noi
E destul de complicat, să știi. Adică, uite, azi, de exemplu, am meci, da? Azi am meci. Am sculat de dimineață și de dimineață tot pigulez la el. Pentru că acum, fiind foarte multe informații, trebuie să le și sortezi și să spui cam ce ar merge, cam ce ar merge, ce ar intra în urechea celui care vede meciul și ar rămâne cumva în creier. Pentru că sunt și variante, sunt variante de comentariu în care pur și simplu l-ai asasinat pe om, ai dat 7000 de date statistice, n-a înțeles ăla nimic, n-a reținut nimic. E mult de lucru, adică dacă îți respecti meseria, pregătești un meci o zi întreagă. Deci, ce trebuie să facă un comentator bun și ce ar trebui să evite un comentator pentru cei care chiar își doresc să ajungă în meseria asta? Deci, repet, în primul rând, bine, strict legat de documentare vorbesc. Acum nu zic de calități vocale, de... Zile pe toate, că sunt importante. Păi bine, îți trebuie cultură generală. Trebuie să fii citit la viața ta niște cărți. Trebuie să ai vocabular, spuneam voce și după aia discernământul. Discernământul e foarte important. Adică să alegi acele informații care într-adevăr sunt relevante. Din cauza asta, pregătirea unui meci durează. Pregătirea unui meci durează. Repet, curge un șuvoi de informații din care tu trebuie să separi ce e într-adevăr valoros și ce merită spus. Mai departe, volumul de muncă de astăzi este incomparabil cu cel din anii 90 sau chiar mai înainte, sau cu atât mai mult cu cel din anii 70-80. Pentru că astăzi ai practic 5, 6, poate chiar 7 meciuri pe săptămână. Sunt zile în care ai 2 meciuri. Înainte de Revoluție erau 10 meciuri pe an. Tot anul, da. Toate, da. Acum și pe lângă asta ai meciuri din 7-8 campionate. Adică se schimbă mediul de la o zi la alta. Se schimbă toate reperele, tot contextul, toți sigur. Jucătorii. Exact, da. Eu am ajuns la un grad de, să zicem, perversitate, îmi structurez informația, cam de prin 97 lucrez așa, lucrez digital, lucrez pe laptop, uh-huh. Da? Și am o bază de date pe care o actualizez din când în când, dar care rămâne în linii mari, 60-70%, rămâne valabilă pentru meciuri și în felul ăsta mai ușurez puțin munca. Îți pot arăta și pe telefon, cum am și pe telefon, am fișe cu, mă rog, toate fișele echipelor de Liga 1. Mă rog, e mult, mult de lucru și îți mănâncă timpul. Volumul ăsta mare de meciuri pe care le comentez, din păcate, îți atenuează din spontaneitate, din vervă, din plăcerea de a vedea un meci. Adică de multe ori intri într-o anumită rutină care e păguboasă. Și asta încerc să evit. Adică încerc... Nu e cazul la meciurile mari. La meciurile importante nu e cazul, pentru că acolo, într-adevăr, nici nu ai nevoie să te mobilizezi, te mobilizează meciul. Dar sunt și partide anonime, șterse, îmbâxite, pe care trebuie să le scoți la capăt și acolo e, într-adevăr, acolo trebuie să tragi de tine. Și ce n-ar trebui să facă un comentator? Ce ar trebui să evite? Da, un comentator n-ar trebui... Un comentator bun. Da, un comentator bun n-ar trebui să se teamă de tăcere. Asta mie mi se pare foarte important, ba chiar aș spune că e mai important să știi să taci decât să știi să vorbești într-un comentariu. Asta mi se pare foarte important. Și, din păcate, noi cam greșim din perspectiva asta. Adică... Vă place să vă auziți vorbind cam tot timpul? De multe ori vorbim de frică, să știi. Adică să nu zică lumea, bă, dar ce-i cu ăsta? Nu mai știe, gata, și-a înghițit limba. E important să se audă ambianța, câteodată să se audă... Da, sigur, sigur. Și mai lasă și pe om. Lasă și pe om să judece. Să vadă el, da, domne, a fost o pasă frumoasă, a fost o reloare nemaipomenită, a fost... Mai lasă și pe el un pic. Asta e teama de tăcere, mi se pare
cel mai mare defect al zilelor noastre, în munca noastră. Interesant. Bun, ai comentat multe competiții majore, 4 mondiale, 6 campionate europene, 4 ediții de jocuri olimpice, cum spuneai la început, câteva mii bune de meciuri. Mă gândeam că sunt doar sute, dar deja sunt mii. Care sunt cele mai frumoase 3 evenimente sportive pe care le-ai comentat? Meciuri, competiții, nu știu. Nu, sunt numai 3. E atât de greu să fac o selecție, cum să spun. Hai să le iau, dar nu neapărat ordinea asta, ți-aș da mai multe. Aș zice finala pe echipe la Jocurile Olimpice de la Atena, la gimnastică. Aș zice Steaua Ajax la 2-0, golul lui Chiricheș. Bineînțeles, România Țara Galilor, România Belgia în calificările pentru 94. România Cehia, iarăși a fost un meci extraordinar cu Pițurcă trimițând în teren Ovidiu Petre, Mazilu și Florescu, parcă. De la Goia, nu? De la Constanța. Nu, ăla e Olanda. Nu. Olanda, a fost 2-0 cu Mutu, dublă Mutu. Da. Și ne făceam crucet. Da, nebunii Pițuri, că și-au jucat perfect cei trei. Finalele de campionat european de box cu Vaștac și cu Doroftei, iarăși niște povești uluitoare și niște sportivi extraordinari. Cam pe aici, hai să mă opresc, sunt multe. Și meciurile sau evenimente pe care vrea să le uiți, pe care le-ai comentat și au fost atât de, nu știu, dezamăgitoare pentru tine ca suporter al sportului, încât... Da, din punctul meu de vedere... Acum vreau să mă gândesc la nereușitele mele profesionale. Ajungem și la alea. Ne ziceam să iau pe scurtătură. Bine, atunci ca dezamăgiri... din cauza rezultatului Danemarca-România, uh-huh. 2-2 ăla, Paris Saint-Germain Steaua 5-0. Da? N-ai înțeles ce s-a întâmplat și pe teren, nici tu. Am avut niște bănuieli, dar, mă rog, am aflat după aia că am fost așteptat de galerie cu cuțitele în dinți să-mi ia bregata. Ce ar mai fi? Da, bineînțeles. Muntenegru. Asta România, recent, Muntenegru, dacă... Muntenegru, România, amândouă, m-am îmbolnăvit. Returul de la Middlesbrough. Da. Comentat-o returul, de tine, tot da, de tine, returul nu? De la Middlesbrough. Dar cel mai dureros, și asta din punct de vedere fizic, pentru că am simțit chiar că mi-a amorțit brațul stâng, a fost egalul cu Danemarca. În 2003. Ai trăit atât de intens era meciul ăla de calificare? Nu se mai termina. Ne uitam la urs mai fluier omule odată. Bine, omul până la urmă, dacă o luăm la rece, a judecat corect. Dar nu se mai termina și eram aproape calificați. Nu eram calificați cu victoria, dar eram pe acolo. Mergeam la baraj, parcă, nu? Mergeam la baraj, da. Că probabil că întâlneam Spania. Mm-hmm. Dar oricum a rămas ca un mare eșec în memoria colectivă noastră. Da. Și ai fost aproape de un AVC sau cine știe ce se putea întâmpla atunci. Știu că mi-a murțit mâna și am zis, nu e bine. Te implici atât de adânc în meciuri? Sigur, da. Mai ales la meciurile naționale, la meciurile din cupele europene cu echipe românești. Că mulți mă întreabă, dar ce ții tu cu CFR-ul? Băi, cum să nu ții, sunteți nebun la cap? E echipă românească, e de-a mea. Deși nu prea sunt așa mulți români, dar... Mă rog, reprezintă România, da. Da, Dinamo, iarăși, Dinamo, FCSB sau Steaua, indiferent cine e. Nu mai vorbesc de națională și de-aia națională cu atât mai mult doare. Aici aș vrea să fac o paranteză, nu știu dacă îmi dai voie. Te rog. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu echipa națională, de ce nu mai vin, de ce nu apar jucători. Și m-am gândit un pic și cred că am așa o succesiune logică de afirmații. Sau mai bine zis de negații.
Nu vine nimic din urmă. De ce? Pentru că nu se lucrează bine cu juniori. De ce nu se lucrează bine cu juniori? Pentru că nu ai antrenori buni. De ce nu ai antrenori buni? Pentru că nu-i plătești. De ce nu-i plătești? Pentru că eu, investitor, care am o școală privată de fotbal, nu prea îmi permit să dau bani, să-mi risc investiția, cheltuind peste măsură cu antrenorul, cu terenul de joc, că se joacă pe niște suprafețe mochetă din aia tocită. De ce nu-mi permit? Păi nu-mi permit pentru că nu sunt sigur că juniorul meu sau juniorii mei vor fi vânduți, vor ajunge să facă, să primească contracte de profesioniști și eu să-mi scot banii. Păi de ce nu se întâmplă asta? Pentru că FC Argeș, pentru că UTA, pentru că Botoșani, pentru că este o invazie de jucători străini. Este o invazie de jucători străini. Tu, ca investitor, tu care ești acolo inima fenomenului, cel care ai școala de fotbal, tu nu îți permiți riscul să investești, repet, peste măsură, pentru că nu ai garanția că poți livra, poți desface, poți vinde ceea ce produci. Ca să te apuci de o afacere, trebuie să fii sigur că vinzi ceea ce produci. Ori la noi, 30, 40, câteodată chiar 50% în anumiți ani, dintre jucători sunt aduși de afară. Mulți dintre ei slabi, slabi. M-am uitat aseară, ratează Jair cu poarta goală, dă pe lângă ea de la 2 metri. Ai și zis, de unde l-ați găsit? Ratează, m-am uitat la Mateus ăla de la Botoșani. E un cer vicios, să știi că, de exemplu, dacă în Pitești ar fi o școală atât de bună de fotbal, care ar scoate în fiecare an 5 fotbaliști buni pentru prima ligă, bănuiesc că cei de la prima echipă n-ar aduce 5 străini slabi în loc să-i folosească pe aia de acolo. Nu? Adică așa e un cerc vicios din care nu prea se poate ieși. Ba da, se poate ieși în felul următor. Știu că sună brutal și o să supăr probabil pe foarte multă lume, dar trebuie limitat accesul jucătorilor străini pe teren în Liga 1. Fă-le, domne, contracte, fă-le cât vrei, cât ia-ți 100 de străini în lot. Nu e obligatoriu că ei trebuie ca ei să joace. Nu e obligatoriu. Vine omul la antrenament, vine la servici, îl plătești, el se antrenează, îl bagi când ai nevoie, dar hai să limităm numărul de străini într-o echipă. Pentru că atunci vei fi forțat, poate la început o să dai niște rateuri, tu, club, cumpărând sau aducând niște juniori. Dar cu timpul, pentru că investitorii ăștia, șefii de școli, vor constata că a crescut piața unde îi pot livra marfa, a crescut piața și atunci își vor permite să facă terenuri de calitate mai bună sau să-i antreneze, să-i ducă să joace pe iarbă, să bage o lenecare. Își vor permite să aducă niște antrenori buni la juniori, nu din ăștia aduși de pe stradă cu 2500 de lei pe lună, poate că aduc, cine știe, poate aduc de afară sau poate pur și simplu federația reușește să-ți găsească niște... Există, că se întâmplă asta, da. Există inițiativa la nivelul ministerului cu acel 40% procent de jucători români neapărat pe teren. Da, da, dar e o chestie inițiativa care se poate să nu fie aplicată pentru că ajungi într-o zonă de discriminare. Nu putem fi europeni doar când ne convine nouă. Nu e discriminare. Tu îi faci contract omului. Vino, te angajez, n-am nicio problemă, îți dau salariu. Nu înseamnă că trebuie să și joci. Deci eu hotărăsc dacă joci sau nu. Păi, cum eu hotărăsc? Eu, antrenor, da? Păi da, dar dacă legea nu mă lasă să hotărăsc eu, pentru că mi-impune să folosesc jumătate din echipă formată din români, ajungi într-o zonă alunecoasă. Da, din păcate, inițiativa asta cu 40% a venit nepotrivit și ministrul a fost prosfătuit, nu știu ce consilier are, nu o faci de pe azi pe mâine. Nu o faci de pe azi pe mâine, o faci... Funcționează deja la niște sporturi, nu știu, pe la handbal, funcționează într-o formă sau alta, la fotbal e mai complicat pentru că e și o altă piață, sunt mai mulți străini. E adevărat, mulți dintre ei sunt de calitate îndoielnică. Da. Pe de altă parte, dacă ar fi atâția români valoroși, ar promova, ar juca titulari fără regula Under 21, fără procent 40% impus de minister, fără, nu? Așa este, dar nu, deocamdată nu ai... Eu, dacă aș avea școală, să zicem,
visez, școală de fotbal, n-aș avea curajul să încep în forță cu antrenori buni, cu terenuri bune, cu echipament și cu așa mai departe. N-aș avea curajul. Nu știu dacă... Am exemple din fotbalul mic, de exemplu. Ăștia pe la Buzău îmi spuneau. Băi, da, venise Magalai și ăla, portughezul, la un moment dat, la Gloria Buzău, și adusese cu el 12 sau 13 portughezi. Aproape era numai portugheză. Da, echipa, colonie, da? Colonie toată... portugheză. Da. Și îmi spunea Stan, fostul golgheter. Păi, eu la echipa de junior, gata, i-am pierdut pe toți, că ăștia au văzut, gata, n-am unde să joc, mă duc la Săhătei sau mă las de fotbal, pur și simplu. Uh-huh. Da. Niște uși închise, da, brusc. Da. Hai să ne întoarcem un pic la povestea comentatorului sportiv. Care a fost și care este în continuare relația ta cu sportivii? Te apropii de ei? Preferi să ții distanța? Te-a sunat vreodată vreun fotbalist, vreun sportiv și să te... Băi, ce ai avut cu mine aseară de mai făcut în ultimul hal? Sau poate din contră? Te-a sunat cineva a doua zi să-ți mulțumească pentru niște cuvinte frumoase? Da. Cum a fost relația asta ta cu sportivii? Distanța mea e, relația mea e rece cu fotbaliștii. Stau să mă gândesc dacă am vreun doar vreun acum jucător... Când e o diferență totuși de vârstă între tine și ei sau și da, când erai nu, și tu mai... Nu, n-am avut cu fotbaliștii, nu am avut. Știu că m-a sunat odată Reghe Camp prin 2000... A, nu, înainte de 2000, de un revelion, să-mi zic, la mulți ani. În rest, nu am... Ai impus tu distanța asta? N-am impus-o, pur și simplu n-am căutat să mă apropii, pentru că am știut... N-ai încurajat prietenia. Da, pentru că am știut că dacă mă apropii, o să-mi fie foarte greu să fiu obiectiv. Pur și simplu te... Da, ești legat de mâini și de picioare. Am câteva prietenii cu oameni care au ieșit din sistem, cu oameni care... Mă rog, nu mai sunt în centrul atenției. Uh-huh. Și cu ei ce și care nu îți poți influența. Sigur, care nu în niciun fel, da. Părerea mea e că dacă îți pierzi credibilitatea, mai ales în domeniul ăsta, bine, și la voi același lucru. În presă, da, în general. Sigur, da, asta dacă îți pierzi credibilitatea, ești degeaba, adică poți să te lași. Înțeleg. Spune-mi, te rog, cât de mult influențează comentator fiind stadionul și ambianța? Adică poți să comentezi într-un ring spectaculos un meci jucat pe un stadion gol și urât? Poți să te capacitezi și să comentezi ca și când ai fi, nu știu, pe un arhiplin? Nu. Ești influențat în mare măsură de ambianță, de mediu. Adică dacă vrei să comentezi de la, să spunem, voluntari, unde postul de comentator este la înălțimea de 1,20 m față de gazon, n-ai să reușești să fii interesant, pentru că pur și simplu nu vezi pe partea cealaltă. Eu chiar de multe ori mă întreb cum Dumnezeu văd antrenorii spațiile, poziționarea, cum judecă situațiile. A devenit o modă și pentru antrenori în ultimii ani să-și trimită asistenții în tribună să vadă de sus anumite meciuri ca să tragă niște concluzii mai corecte. Okay. Mai corecte, da. E importantă ambianța. Am suferit cumplit în pandemie. Am fost atâtea meciuri. Comentând public, meciuri cu stadioane public, goale. Da, cu stadioane goale și cu ambianță de la boxe sau pur și simplu fără ambianță. A fost teribil de greu. Sper să nu se mai întâmple situația asta. Da. Din păcate, la noi sunt puține stadioane unde într-adevăr te simți bine. Acum au început, într-adevăr, sper să se dea odată și odată în folosință Arcul de Triumf. Este o situație inacceptabilă. Nu se poate, deci nu se poate să ai... Pentru fotbal. Că el pentru este fotbal, da, bine. Este pentru deschis, tir pentru, cu arcul, pentru rugby, da. Aruncarea cu măslina și așa mai departe. Hai să dăm drumul la treabă. Hai să vină spectatorii, să vă scoateți banii. Da, una din anomaliile, din numeroasele anomalii din sportul românesc. Chiar fac o paranteză. Am impresia că în sportul românesc sunt mulți bani. Lumea se plânge. Sunt mulți sunt bani, foarte mulți. Dar sunt cheltuiți aiurea. Sunt împrăștiați în 7.000 de feluri. Mă gândesc numai... Hai, nu vreau să dau exemple. Și împărțiți pe combinații politice. Da, sunt da, la mâna unor primari care fac ce vor ei prin anumite colțuri de țară. Așa e. Așa se risipesc. Și federații sunt... Prin federații se dau tot așa pe ochi frumoși, pe cine mai știe șeful economicului.
Care sunt cele mai frumoase trei stadioane de pe care ai comentat? Nu neapărat din țară, că bănuiesc că da, sunt unele... Allianz Arena, pentru că e și frumos și în primul rând este excepțional organizat. Uh-huh. Excepțional, adică e, totul e logic și se ajunge dintr-o parte în alta fără probleme. Foarte frumos a fost, din păcate, a fost stadionul lui Shakhtyor de la Donetsk. Minunat și ca amplasament și tot ce era în jur. Adică a făcut Akhmetov acolo o treabă pe sute de hectare, a pus gazon din ăsta, flori, adică la campionatul european a fost o plăcere. Mi-a plăcut foarte mult Wanda Metropolitano, care e și cel mai nou dintre toate. Și acolo am avut o experiență. Am uitat un adaptor de la cutia de comentator și fără el nu puteam comenta a doua zi la Barcelona. Aveam meci la Barcelona. Plecam de la Madrid la Barcelona. Și mi-am dat seama noaptea că atunci când mi-am strâns catrafusele, vorbeam și la telefon și am scos din prisă, am uitat acolo adaptorul și am înnebunit. Zic, mă, trebuie să plec la Barcelona, n-am cum să comentez că n-aveam adaptorul ăla. Și am sunat pe la București, la directorul tehnic, băi, vorbește cu ea la car să-mi dea și mie un adaptor. Ce să vorbesc, mă, cu cine tu crezi că sunt ăștia la cheremul meu? Și a doua zi dimineața m-am dus, la 6 dimineața am intrat pe stadion, m-am întors pe stadion. Și l-ai găsit la era acolo, da. Și din țară, care sunt stadioanele pe care îți face plăcere să comentezi? Îmi place Giuleștiul. Îmi place... Varianta nouă. Da, varianta nouă. Îmi place Arcul de Triumf. Am văzut meciurile de rugby și, într-adevăr, e grozav. Îmi place Arena Națională. Și Craiova. E cam pe același nivel cu Arena Națională. Partea proastă și la Craiova și la Arena Națională e că nu știu ce minte luminată a pus comentatorii, a pus sub acoperiș. Da, sub acoperiș, sus de tot. Deci se văd atât de mic. Se văd jucătorii atât de mici, se văd încât de multe ori nu-i recunoști. Mai ales când combină pe partea alaltă Tavi Popescu, mă rog, cu Tanase, sezonul trecut. De încurci, că seamănă și... Da, și ca alergare și ca siluetă. N-avei cum. Poate să s-au gândit că acum, cu avântul ăsta tehnologic, ai acces pe monitor la toate relorile posibile și atunci nu mai ai nevoie să vezi până pe teren, nu? Da, dar nu-i vorba de relori, e vorba de direct, ce spui pe direct. Și de aici multe reproșuri care ni se fac nouă comentatorilor și mie, în primul rând, la mine mă refer. Băi, încurci jucătorii, nu știi jucătorii. Știu, mă, băiatule, dar nu prea îi vezi când ești... Am o curiozitate. De ce mulți comentatori din România au o lipsă de entuziasm? De ce cei mai mulți sunt mai degrabă reținuți, constatativi, nu știu, folosesc o tonalitate scăzută, de exemplu? Adică sunt foarte rari comentatorii gen Ilie Dobre la radio sau Bogdan Socol sau Gabi Safta pe TV, mai pe stilul sud-american, cu voce ridicată, spectaculos. Nu se potrivește stilul ăsta pentru noi? Mi-e greu să spun. Acum schimbările în stilul de a comenta se fac greu. Adică schimbări care să prindă și să placă publicului. Noi mergem în continuare pe varianta anilor dinainte de Revoluție. Mă rog, varianta Țopescu. Uh-huh. Asta e. Da. Poate că mulți dintre comentatori se uită prea mult în foi, sunt prea mult cu capul jos și prea puțin pe teren să înțeleagă jocul, să înceapă să-l prindă simtă, ritmul. Da, să prindă ritmul jocului. Poate că și ăsta este un motiv. Acum, eu nu sunt un mare fan al stilului ăsta expansiv, exuberant de a comenta. Eu i-am văzut pe sud-americani. Sud-americanii sunt în stare să-ți anunțe minutul în care te afli și scorul cu o enfază de zici că au descoperit nu știu ce teorie cuantică. Deci totul este enfatic la ei și... Nu, mi se pare forțat. Sunt un mare fan al comentariului englez, care înseamnă un echilibru, după părerea mea, un echilibru perfect între emoție și informație. De fapt, aici e, cine reușește să ajungă la echilibru ăsta e făcut. Eu am făcut din punctul ăsta de vedere. Cum s-a schimbat meseria în ăștia 32 de ani? Spuneai că ai acces la mult mai multe informații acum și că poți să cazi în capcana asta de a
turna în capul telespectatorului un milion de date statistice și să pierzi meciul din vedere, ce alte schimbări, în bine sau în rău, au apărut? Le-ai experimentat pe toate, adică... În bine a crescut calitatea tehnică a transmisiilor. Sunt mult mai multe camere, imaginea este mai bună, a crescut și, după părerea mea, a crescut și nivelul de spectacol al jocului față de anii 90. Și acum mult mai repede deciziile se iau în mare criză de spațiu, de timp și de asta de multe ori ritmul jocului acoperă o eventuală lipsă de fază de poartă. Dar ritmul jocului, intensitatea jocului, asta compensează mult. În rău, sunt prea multe meciuri. Asta zic. Asta mi se pare. Pierzi din plăcerea de a comenta. Pierzi din plăcerea, exact. Pierzi din plăcerea de a comenta. N-aș spune că pentru telespectatori e neapărat o pierdere. Adică oamenii nu-și pierd plăcerea de a privi meciuri pentru că au prea multe la dispoziție. Pur și simplu ei pot alege. Tu nu prea poți alege. Da, tu trebuie să le comentezi. Da. Vrei, nu vrei? Ești pus acolo să comentezi. Ai obosit după atâția ani de alergat și prin țară și pe stadioane și pe afară? Nu. Și mă întreb ce o să se întâmple când o să obosesc. Sau mai grav, ce o să se întâmple când o să trebuiască să mă opresc și nu o să fiu obosit. Pentru că, de exemplu, am avut câteva zile, să zicem 3-4 zile libere. Prima zi a fost ok, relaxat, a doua zi parcă aș pune mâna pe ceva să mai citesc, a treia zi deja te sui pe pereți, abia aștept să vină momentul în care... Ca sportivii care o viață întreagă au rutină, merg, se trezesc dimineața să meargă la antrenament, să-și facă geanta și brusc când își se încheie cariera, nu mai are nimic de făcut și se simt stingheri și ai nimănui. La fel și pentru tine, dacă nu pregătești un meci, dacă nu... Da, trebuie să fii acolo. Asta e foarte bine, te ține și faptul că am tot timpul sunt între colegi tineri și buni, unii dintre ei foarte buni, asta mă ține în priză și cred că mă ține și proaspăt. Bun, n-ai obosit. Poate în priză te-au ținut și controversele. În ultimii ani, de exemplu, ai făcut ceva vizite pe la CNA. Ai tot intrat în conflicte cu suporterii, mai des cu cei de la Steaua, nu? În ultima vreme. De la CSA Steaua, da. Vizitele au fost online, pentru că au fost pe vremea pandemiei. Mă rog... Dacă mi-aduc bine aminte, tu ai fost stelist în copilărie, nu? Da, da, da. Și cum s-a întâmplat? De te-ai dezis de Steaua și nu mai ești? Nu m-am dezis de Steaua. Nu, după părerea mea, Steaua e FCSB. Adică n-am niciun dubiu. Este juridic o echipă, da, bine, sportiv vorbind, este o echipă care nu și-a încetat nicio secundă activitatea, este o echipă care și-a schimbat, într-adevăr, societatea care o operează și care o finanțează și care o conduce. E ca și cum dacă Milan acum e condusă de Cardinale, ar trebui să schimbe denumirea sau palmaresul sau așa mai departe, sau Chelsea. Deci, exemple sunt cu duiumul în fotbalul internațional. Sunt niște decizii ale justiției care trebuie respectate. Adică dacă acolo s-a hotărât că... Da. Sunt niște decizii ale justiției, Cătălin, care se referă la partea comercială. Adică, dacă citim cu atenție decizia juridică, acolo spune că în actele comerciale, nu știu să-ți redau, nu mai n-am reținut, dar ideea fundamentală asta este, în acte comerciale, este interzis actualului FCSB să folosească denumirea de Steaua. Ok, e în regulă. Asta e, și așa nu îl interesa pe marele patron prea mult, nici marca, nici palmaresul, nici rezultatele lui, îi trebuie bani. Dar din punct de vedere sportiv, după părerea mea, Steaua rămâne Steaua. Adică îi zicem FCSB acum că suntem obligați de CNA și nu vrem, deși sunt convins, dacă am intrat la un moment dat într-un conflict cu CNA-ul și am folosit Steaua și FCSB, și CNA-ul ne-ar amenda și am intrat la judecată, am intrat în tribunal, probabil că am câștigat. Numai că televiziunea au multe pe cap, nu le lipsește un proces cu CNA. Tu ai fost atunci reclamat de suporterii Stelei pentru că evitai să spui Steaua echipei din ligile inferioare? Nu, nici măcar pentru sau atâta. Pentru că spuneai FCSB-ului Steaua? Nu, Cătălin, nu. Am
evocat niște meciuri din trecut, din anii 70. Și le-ai atribuit? Steaua Dinamo. Și am spus, Steaua Dinamo. S-a jucat, a fost rezultatul cu tare. Sau cea mai gravă înfrângere al Dinamo în meciul cu Steaua, anul cu tare. N-a fost absolut nimic răuvoitor. Respect decizia CNA, n-am nicio intenție să fac pe erou sau pe rebelul. Am pur și simplu, am spus Steaua unei echipe care la vremea respectivă se numea Steaua. Bine, ei sunt foarte bine organizați, băieții ăștia de la, și chiar nu aș spune că îi admir, dar apreciez chestia asta. Băieții de la Peluza Sud sunt bine organizați și cum calcă cineva pe bec, reacționează în stol. Am greșit. Trebuie în să-și cort, apere, nu? În cort, să nu fiu... Da. Da. Și își apără într-adevăr și atunci au inundat CNA-ul cu reclamații și CNA-ul m-a ascultat și pe mine, le-am spus despre ce e vorba și CNA-ul atunci a judecat în bloc toate cele 300 de reclamații câte au fost și a spus, domne, nu e cazul să luăm măsuri, recomandăm să se folosească denumirile așa și așa, că a fost și situația Craiovei, recomandăm să se folosească denumirile astea. Care denumiri? Cum a recomandat CNA? FCSB, când spunem, da? FCSB, CSU Craiova, când vorbim de Craiova lui Rotaru, FCU Craiova, când vorbim de Craiova lui Mititelu. Uh-huh. Și iar Steaua, când vorbim și despre... Steaua, aici nu mai știu exact, mi se pare că s-a spus, domne, folosiți denumirea trecută în Clubul actul juridic. CSA, CSA Steaua, da, CSA. Dar, repet, nu sunt 100% sigur. Dar e corect să spui CSA Steaua. Deci, da. Nu crezi că ești într-un conflict perpetu cu cei de la Steaua, pur și simplu asta a fost părerea ta, sigur, pe care o să continui să-ți o exprim prin comentarii, sigur, când o să-ți vină pe voleu, cum se spune. Da, da. Mie mi se pare o situație greu de acceptat. Adică, măi frate, pe ce lume trăim? Este o echipă, repet, o echipă care nu și-a încetat activitatea nicio secundă. CSA Steaua este o echipă care s-a înființat în 2017, înființată și nu reînființată, înființată, CSA Steaua, care știm pentru ce a fost înființată, tocmai ca secția să valorifice. Secția de fotbal a fost reînființată, da. CSA Steaua există din 47, secția de fotbal, da, a fost reînființată, nu, în 2017. Nu, e CSA ghilimele Steaua, așa se cheamă, așa e actul juridic, CSA ghilimele Steaua. Eu știu de ce au făcut, adică cu toții știm de ce au făcut lucrul ăsta, ca să își, să deposedeze cumva pe FCSB de drepturile comerciale pe care le-ar putea, de care ar putea profita în caz că n-ar fi apărut această structură CSA asta. Totuși, încă o dată, justiția a analizat niște documente și a decis că, într-adevăr, FCSB, așa cum se numește clubul de acum, a folosit fără acordul Clubul Armatei Steaua marca, prin urmare nu se mai poate numi nici Steaua și deocamdată o decizie care nu e definitivă, nici palmaresul nu mai este la aceleași companii aici, dintotdeauna. Aici mă umflă râsul. Deci între 98 și 2002 fece nimeni, cum am scris. E fece nimeni, exact. Da, cum palmaresul nu e atribuit nimănui. Doamne ferește. Doamne ferește, deci asta... Justiția ar trebui să știe că există în țările civilizate noțiunea de drept sportiv. De exemplu, Felix Brich, arbitru german, este doctor în drept sportiv. Dreptul sportiv are alte coordonate și alte specializări decât justiția normală. Adică această decizie luată de justiție că între 98 și 2002 nu a existat nimeni, te face să te prăpădești de râs. Și încă un lucru. Ok, trebuie să respectăm deciziile justiției. Am înțeles. Păi aceeași justiție a impus Ministerului Apărării Naționale să prezinte actele prin care s-a făcut trecerea de la Păunescu. Nu, da, de la Clubul Sportiv de la clubul, către Păunescu. Urmează să le, da, pună la dispoziție, nu? Decizia este din aprilie anul trecut, au trecut 15 luni. Mai stăm? Mai așteptăm? Ce se întâmplă? E atât de greu să găsim în fișetele alea ce acte sunt? Că vrem să respectăm justiția și atenție mare. Să vedem ce surprize ne oferă actele alea. Să vedem.
Cum crezi că se va termina toată povestea asta? Între... Nu știu, aș vrea să se termine totodată. Pentru că scindarea asta suporterilor face rău, deja au început să se urască frații între ei, colegii între ei, niște conflicte ciudate, aiurea, de vină este și patronul FCSB-ului, fără îndoială, este un personaj malefic în toată povestea asta, adică să trimiți bodyguardii să-i bată pe rebeli în tribună, cum s-a întâmplat în jur de 2000 și un pic. Da, 2000 și ceva. Sau să spui că nu te interesează palmaresul pe tine, te interesează banii și să repeți asta la nesfârșit, nu mă interesează performanța, eu vreau doar bani. Astea sunt lucruri de neacceptat din punct de vedere sportiv sau, dacă vrei, din punctul de vedere al suporterilor. Și sentimental vorbim. Da, da, sunt milioane de suporteri. Poți să te arunci cu noroi în ei și să spui ce vrei tu. Nu, bine. Repet, obsesiv chestia asta, că da. Pentru el contează doar banii și atunci, evident, că altceva. Nu toți oamenii pot digera lucrul ăsta. Nimeni nu iese pe stradă, suporter fiind, să se bucure pentru câștigurile patronului. Da? Să se bucure bani. Pentru niște victorii ale echipei, pentru mai știu ce, dar niciun caz pentru... Plus deciziile aberante pe care le ia non-stop, decizii aberante, transferuri făcute haotic, fără cap și așa mai departe. Adică... Da, bun, ca să adâncești cumva ruptura între tine și fanii Stelei, prin primăvară ai mai dat una celebră. Ai spus că Ghencea e un stadion de nebuni și Naționala n-ar trebui să mai joace niciodată acolo, pentru că... Ați spus asta? Ai spus, da. Stadion de nebuni, da? Exact așa ai spus, da. Dar probabil că nu pe un meci, probabil că pe o emisiune, probabil. Probabil că da. Într-o emisiune, după ce la un meci fuseseră fluierați jucătorii FCSB-ului... și atunci Naționala n-ar trebui să mai joace acolo pentru că nu e un mediu propice. Ceea ce exact, s-a și întâmplat. S-a mutat pe Giulești. Da. Deci, am avut un pic de dreptate. Bun, apropo de suporteri, de controverse, ții cont de părerile celor din jur, de părerile suporterilor care îți transmit anumite chestii, de părerile celor apropiați care îți analizează un comentariu și spun: băi, acolo ai greșit, acolo ai apăsat prea tare, acolo ai fost prea dur, acolo ții cont de... sau ești fidel stilului tău, indiferent de feedback? Mai degrabă a doua variantă. Adică am câțiva oameni în care am încredere, mare încredere, prieteni care se pricep la fotbal și care mai spun niște lucruri și atunci de adevăr, aplec cu urechile la ei, îi ascult. În rest, am cam tăiat legăturile cu mediul înconjurător, cu marea asta de suporteri, pentru că am constatat că este foarte multă ură, foarte puțină bunăvoință, foarte puțină dorință de a face ca lucrurile să fie într-adevăr bine făcute. Și atunci am zis să mă închid în bula mea și văd eu de treaba mea și mă ghidez după cum simt. Pentru că așa am făcut-o multă vreme și n-a fost chiar rău. Presiunea asta a feedback-ului bănuiesc a crescut în ultimii ani, când oamenii au din ce în ce mai mult acces la feedback real-time așa și atunci este, da. La tine ajung mult mai repede așa chestiile este. Negative care te încarcă într-un fel sau altul. Sigur, te încarcă negativ. De fapt, ați constatat și voi în comentariile pe care le Eu sunt absolut aveți. Convins, de exemplu, că modelele de jurnalist din anii 70-80 ar fi fost călcate în picioare fără nicio remușcare acum. Adică, nu știu, Ioan Chirilă sau Cristian Țopescu ar fi fost pur și simplu pulverizați. Adică, la soclu statuii lor ar fi stat sute de mii de oameni care ar fi dat cu baroasele și ar fi trecut prin toate criticile posibile și imposibile. Nu știu, au fost norocoși să se ridice într-o perioadă în care feedback-ul nu era atât de agresiv și atât de palpabil. Absolut corect, așa este. Suntem campioni în anjura și vorba aia, limba română are atâtea disponibilități în domeniul ăsta. Repet, e bine să te ghidezi după criteriile tale. Asta încerc să fac. Ce vreau să te mai întreb? Ai lucrat la TVR, la Antena 1, la Eurosport, la Dolce, Telecom, Orange Sport, cumva parte din aceeași poveste, astea ultimele trei. Prima Sport, da, a urmat și ea. Niciodată la Pro TV.
Cum s-a întâmplat? N-ai avut niciodată o ofertă de la Pro? Sau erați școli la... diferite și pur și simplu nu s-a legat? Am avut chiar în 1999 Ovidiu Ianițoaia. Era la Pro și m-a convocat la o întâlnire să discutăm despre... Și a zis că vrea să mă ia, dar că... Ovidiu Ianițoaia, avea... care în vremea aia făcea celebrul proces al etapei. Da, da, făcea procesul etapei. Și era, mi se pare, da, era șef peste tot, peste toată divizia sport a trustului Pro. Și a zis că vrea totuși să mă ia la ziar, să mă plătească de la ziar, pentru că în Pro, la televiziune, există totuși sentimentul ăsta de castă al lor și că mai bine să încep cu ziarul și... Ca la TVR, practic. Vino tu încoace și după aia vedem cum mai vedem. Da, da. Nu s-a ales nimic până la urmă, pentru că a intrat pe fir Dumitru Graur, care era la antenă, și a zis, cât îți dă ăla? Mă, cât îți dă ăla? Și suma lui era de vreo 3 ori mai mare și am zis, bine, hai că vin la, vin la antenă. Da. Bună ofertă. Da, bună, bună ofertă. A fost o perioadă A fost surprinzător că un comentator atât de prezent în ultimii 30 de ani în peisajul sportului românesc n-a ajuns niciodată într-o zonă care prețuia și ea sportul și încă o face. ProTV, o companie care Bine, a tras timp, mult din sport. Da, dar între timp cumva centrul de greutate era pe partea asta, antenă, TVR, ca număr de transmisii, ca importanță. Pro, într-adevăr, avea, mi se pare, în vremea avea Liga Campionilor, chiar după 99 a luat-o. Liga Campionilor a avut și meciuri. Da, în fine. N-am ajuns la Pro, a ajuns Pro la mine până la urmă. Sunt coleg cu Costi Mocanu, coleg de comentariu și mă simt foarte bine cu el. Chiar ne... De-a lungul anilor, ți-a plăcut mai degrabă să comentezi evenimente cu implicare locală, autohtonă, decât, nu știu, Champions League, un super match sau campionatul Germaniei? Preferai să comentezi un Bacău Jiu Petroșani sau Steaua Dinamo? Preferam oricând. Apropo că ai zis de Germania, sunt fan al campionatului Germaniei, îmi place ce se întâmplă acolo. Preferam un campionat al Germaniei. E drept că și în plan local sunt meciurile din campionat au fără îndoială farmecul lor și cota lor de interes și cumva e împărțită plăcerea asta. Adică e cam același lucru. Cam același lucru. Să comentez de afară un meci important. Țin minte că am comentat o finală de Cupa României tot prin 99. Meci obosit tare, nu mai știu, național, cu, nu mai țin minte, care s-a jucat la aceeași oră cu finala Ligii Campionilor. Și a făcut mai mare audiență. Se întâmplă și acum. Se întâmplă și acum un meci, nu știu, de Liga 1, banal, să facă mai mult decât Real Madrid cu, nu știu, Sevilla. Dar se între timp, să știi, gusturile, cel puțin așa am constatat, nu gusturile, interesul către fotbalul internațional a crescut, pentru că a crescut și oferta și tot îi bași pe gât omului meciuri ale echipelor și încep și ei să se obișnuiască și să facă legături. Și comparații. Comparații și atunci e interes. A fost un meci pe care l-ai comentat de pe stadion și nu te-ai simțit în siguranță pe stadionul respectiv, nu știu, din cauza suporterilor, a oficialilor echipei care punea presiune sau mai știu ce. Da, unde? Da. Foarte interesante sunt astea. Deci e exemplu celebru ăla cu Bastia. Da, da, când da. Am comentat un meciul ăla cu Steaua când... Corsicanii erau pe garduri. Corsicanii erau... Bine, e un popor deosebit, ca să nu zic nebun. Mi se povestise că în anul ăla au promovat și în sezonul precedent, când luptau pentru promovare și la meciul decisiv pentru promovare, ratau în serie, nu intra mingea în poartă și a ieșit un corsican din tribună, s-a dus pe teren, a împușcat mingea. A tras cu pistolul minge, a zis schimbați mingea ca să nu intre în poartă, aduceți-l. E blestemată, domnule. Da, da. Iar la pauză Steaua avea 2-0 sau 2-1? Cred că 2-0. Cătălin Munteanu, parcă, dacă se gola. Cătălin Munteanu, da. O, doamne, dacă îl prindea atunci Mendy, cred că îl scotea din fotbal la golul 2. Mi-aduc aminte, da, o intrare, da. Da. Și la primul gol am, mă rog, e gol, e bine, e frumos. Al doilea gol deja răgneam și s-au întors băieții care erau în fața cabina mea. Cabina nu era protejată. Nu, era o cabină care n-avea geam. Și eram împreună cu restul presei românești.
țin minte, Marius Georgescu, în presa veche de atunci. Și s-a întors unul la mine din tribună și mi-a făcut să zice de la oreche la alta și a fluierat arbitru pauza și au venit peste noi. Și atunci a fost Iuriu. Confruntare fizică, adică efectiv au ajuns să vă lovească și au intrat peste noi în cabină. Eu am luat o pâine de aia în cap. Era o pâine deci mi-a dat efectiv ziceai că eu ce m-a pâine nu știu stadion. Pâine, deci pâine uscată. O baghetă, o uscată, ceva. Da, nu era jimblă de aia ca lumea. Era uscată ca piatra era. Mi-a tras una în cap, am amețit. Și a venit repede poliția, hai, ieșiți de aici, plecați de aici, vă ducem noi într-un loc sigur. Poliția nu i-a prea pe ei, vă evacua da, pe voi, da, pe noi, voi da, erați. Cu ea, da. Și au plecat ziariștii, s-a întors Marius Georgescu, eu am rămas acolo, că aveam postul de comentator, nu aveam cum să plec. Nu puteai să te muți cu sigur, da. Și a rămas Marius Georgescu la urmă, băi, unde plecați, să lăsăm pe ăsta, nu, haideți toată lumea înapoi. Și am, până la urmă s-a terminat, deci n-am mai pățit mare lucru. Și un alt moment foarte interesant a fost la un Astra cu FC Național. În anul în care FC Național s-a bătut la titlu atunci, știi? Ăsta a fost unul dintre ultimele meciuri. Și avea FC Național un vârf de atac, un bosniac, am uitat cum îl cheamă. Mitrovic, poate, Slavisa Mitrovic. Cred că el. Cred că unul masiv, unul da, foarte mare. Au dat în el băieții de la Astra, care trăgeau pe partea asta cu Romica Pașcu, au dat în el sau se accidentau ei. Deci intrau de la brâu în sus la el. Comentam cu Hosu, cu Emil Hosu. Și îți dai seama că am făcut spume la gură. Dumnezeu se poate. Arbitru, nu mai știu cine era. Arbitru nu îmi dădea nimic, se făcea că plouă. Și noi am făcut spume la gură spunând ce se întâmplă acolo. La pauză îmi sună telefonul. Cine să fie? Era Romica Pașcu. Nu vorbisem în viața mea cu el. Cum a făcut rost de numărul meu de telefon, nu știu, așa repede. Hai mâna, Emile, că suntem și noi băieți buni, suntem prieteni. Mâna, Romica, mai lasă-ne să respirăm. Mâna, Romica, lasă-mă, n-ai găsit, nu ți-ai găsit om. Și s-a aflat, probabil, ce am zis noi la televizor, pentru că în repriza a doua, arbitrajul a fost impecabil, a bătut și FC Național, se pare că a dat și Mitrovic ăsta. Și da, asta a mai fost. Au mai fost după aia presiuni. De fapt, cele mai mari cazuri cu Steaua le-am avut dacă așa, cum? În decursul timpului. Am avut la un moment dat un meci cu Dinamo Kiev, dar nu ăsta acum cu Cernat, ăla dinainte. Și Neaga era, tocmai scăpase de suspendarea aia. Cu dopingul. Cu dopingul, da. Și am spus ceva legat de asta în timpul meciului. Iureș. Suporterii sau Iureș. Cine? Sau cei din conducere? Nu, Păunescu. Păunescu. Da. Presiuni la televiziune. Să vedeți și cu asta. Am scăpat. După aia a fost FC Național la Herenven. Când a jucat FC Național oribil acolo. Bătuseră aici, nu știu, 2-0, 3-0. 3-0. Au râs de ei, de Herenven. Herenven era echipa slabă pe vremea. Și la retur, Doamne, n-am văzut în viața mea echipa atât de fricoasă și atât de dispusă să sacrifice totul numai ca să se califice. Adică era stilul ăsta pragmatic, îi spunem noi acum, de da, să faci totul ca să te califice. Antrenor era Halagian, Dumnezeu să-l odihnească. Și am cam luat-o și-o pe arătură, adică am descoperit atunci toate motivele pentru care ne urăște Occidentul. Că suntem simulanți, nu ne place să muncim, șmecheri, șmecherași. A fost Sabin Ilie singur, a scăpat singur cu portarul, în spatele lui la 2 metri tropăia stoporul, nu l-ajungea niciodată. Și ce face Sabin? Simulează sau ce? Simulează, se împiedică și simulează ca să ia penalti. Și a explodat, practic. Ai... Și, la, și atunci, da, atunci am înnebunit și am început. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că a doua zi Mitică Dragomir și cu Gino Iorgulescu au făcut, nu știu care dintre ea dictat și care a scris. A fost o coproducție din asta și a făcut o hârtie în care eram acuzat de antinaționalism și că ar fi bine către TVR, conducerea TVR-ului și că ar fi bine să fii tras pe dreapta. Da, să fiu tras pe dreapta. Da. Bineînțeles că n-au avut niciun fel de spor. Sunt exemple de astea, sunt la presiuni se recurge. Bun. Suntem aproape de final.
dacă ar fi să-ți alegi, nu sugerez nimic, dacă ar fi să-ți alegi un meci cu care să-ți închei cariera, care ar fi acela? Ce ți-ar plăcea, ce fel de meci de retragere ți-ar plăcea să comentezi, să spunem? O, oh, Doamne! Ar fi un meci al... Ceva care să cununeze cumva toată cariera ta. Finala de campionat mondial. Aș fi zis un meci al naționalei, dar... Nu prea se pupă cele două. Sunt două drumuri paralele. Sigur. N-au cum să se întâlnească vreodată. Mari plăceri nu ai după un meci ca ăsta. Chiar te seacă la inimă când vezi cum joacă. Da, o finală de campionat mondial ar fi potrivit. Urmează să comentezi și naționala, nu? Acum, în finalul de septembrie. Ce speranțe mai ai? Ce așteptări mai ai de la echipa națională? Lucrurile stau prost. Stau prost, nu avem valoare. Degeaba atâția antrenori încearcă să peticească ce se mai poate petici. Nu avem, nu rezistăm la dueluri 1-1. Nu mai zic acum de sisteme de joc și de concepții savante și despre observații extraordinare că nu avem, nu e bun sistemul ăsta. Nu, mă uit la duelurile 1-1 ăsta pe care le percepe orice muritor de rând, orice om care se uită la televizor. Le pierdem. Le pierdem majoritatea. Suntem mai lenți, mai fără forță, mai fără detentă decât aproape toți. E doar o problemă fizică sau și o problemă de atitudine, de vână, de dorință? Nu cred că dorință. E de atitudine. Nu, dorință eu cred că există. N-ai cum să intri pe teren, să joci pentru națională și să fii indolent. Nu cred. Deși sunt anumite excepții, parcă am văzut ceva, dar nu vreau să dau exemplu, poate că e doar o impresie personală. Dar mă uit la calități fizice, în primul rând fizice, și apoi și tehnice, stăm rău. Mă uitam, Muntenegru, nu reușeam să ne impunem duelurile alea 1-1. Bosnia, nu mai zic. E purtanul rolului lui Puiu Ordănescu 93, da? Când s-a semnat acel certificat de naștere al generației de aur și startul tău într-o carieră senzațională, poate de data asta ai porți noroc lui Edi Ordănescu să răzbească măcar în preliminariile campionatului european, dacă nu în Liga. Nivelul e altul, evident, că și pretențiile sunt altele, dar poate undeva se aliniază niște planete și se închide cercul într-un mod spectaculos. Emil, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră, îți mulțumesc pentru poveștile tale spectaculoase pe care le-ai spus aici în vestiarul Gazetei. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm în continuare pe gsp.ro. Vom reveni în curând cu alți invitați, cu alte povești spectaculoase de aici din vestiarul Gazetei. Salutări de la Proful de Sport. Până data viitoare, toate cele bune!